După fiecare pick and roll pe care îl facem, este spațiu central, pivoților le cer să facă repede rol, să coboare după ce blochează omul mic sau fentă și să iasă repede afară pentru șut. Marcel Center le spunea basketbaliștilor săi: pe final, de fiecare dată când ei fac blocaj ieșire, trebuie să schimbăm oamenii, să facem switch, pentru ca fiecare adversar să rămână cu om în față. Se referea la ultimele secunde ale acestui prim sfert. Sfertul al doilea cu mediașul în ofensivă. Shalo. Mandache liber la 3 puncte, bună pasa pentru Nicoară, aruncă Lilov scurt, însă Țibârnă împins de Mladenovic. A intrat Silviu Lupu Savei pentru Oradea. Pesici faultat de Nicoară. Dylan Țibârnă urcă sus și iată-l coborând. Păcat că n-a aruncat, era doar Shailo lângă el. Pasă greșită a lui Maric. Shailo. Lilo marchează cu panoul. Țibârnă. Iese Pesic. Maric ajutat de Țibârnă. Marici, o pasă la alley-oop, puțin în spate a fost mingea. Dacă ar fi aruncat mingea deasupra inelului, Țibârnă era deja în aer. Pierd mingea și medieșenii. Se fac schimbări. Da, ce spuneam mai devreme, Țibârnă a scos mingea la acel pick and roll când lângă el era doar Shailo. Putea să marcheze cu ușurință. Țibârnă blochează la Nicoară. Face din nou, se împiedică Mladenovic. Țibârnă ratează. Vine Nicoară. Dylan evită un capac, dar ratează și el. Posesie pentru Mediaș. Lilov face fentă. Continuă Lilov, nevoie să scoată înapoi la Nicoară. Nicoară lasă pentru Mladenovic, semicârlig de dreapta, ratat. Mandache vine și recuperează. Încă un atac pentru Mediaș. Marcel Center le face semnă basketbaliștilor săi să ia de la început cu combinația. Nicoară face fentă, Pesic nu a sărit. Nicoară este neglijat în afara semicercului. Mladenovic căpăcit sub panou. Dylan faultat de Shailo. A ieșit Lilov. La Tudor Dumitrescu. Dylan pentru Țibârnă. Lupu Savei. Lupu Savei a apărat aproape de medieșeni. Încă o minge pierdută de Oradea. Shailo se duce până în coș. Ratează. Nicoară era. Mă scuzați, nu reușește să voleiboleze. Dylan pentru Țibârnă. Țibârnă post up cu Mladenovic. Aruncă Țibârnă. Mladenovic faultează.
două aruncări libere. Una din două pentru Bogdan Țibârnă. Mandache pentru Shailo. Apare Mladenovic sus la blocaj. Shailo are spațiu pentru stop shoot. Ratează însă, recuperează Țibârnă până la Dylan. Dylan se bagă în fața lui Tudor Dumitrescu. Oprește acum Franklin. Franklin a ezitat. Să vedem dacă îl va depăși pe Mladenovic. A încercat acum, face o fentă frumos. Semicârligul de dreapta. Excelent, Tad Franklin a speculat plusul de viteză. Iată, l-a dus puțin spre el pe Mladenovic. Aici îi face fentă și urmează cârligul de dreapta. Foarte frumoase aceste dueluri între un conducător de joc scund și un pivot masiv. Faultat Lupus Avei de Nicoară. Traversează Silviu Pusavei, apare Dylan. Țibârnă blochează sus pentru Dylan. Dylan contringul. Stefanovic aruncă de 3 puncte, nu atinge inelul. Mandache pentru Giungerski. Dumitrescu pentru Mandache. Mandache pleacă pe lângă Stefanovic și marchează cu mâna stângă cu panoul, mâna lui puternică. Dungerski revine în apărare. Franklin îl depășește pe Dungerski și scoate fault. Doar aruncări libere sunt în bonus orădenii. Mandache, Nicoară coboară, blochează pentru Dungerski. Dumitrescu. Faultul lui Lupus Avei, care a încercat să iasă din spate la pasă. A protejat bine Nicoară. Suntem la jumătatea sfertului al doilea și Oradea este în bonus. Dumitrescu. Repune pentru Dungerski. Mandache, faultat de Dylan. Bună fenta lui Dungerski, aruncă și marchează Dungerski. Ce coș! A smucit aruncarea pentru că avea om pe el chiar după fentă. Franklin. Țibârnă. Cârlig de dreapta lui Țibârnă peste Mladenovic. Dumitrescu, Nicoară.
Abatere de 3 secunde sau foul? N-am văzut ce a arătat arbitrul. A fost discuția acolo și Doru Vinaci a spus au fost 5 secunde și nu 3. Da, nici acest lucru nu este foarte în regulă, pentru că dacă îi spui unui jucător că a stat 5 secunde în suprafața vopsită, înseamnă că trebuia să fluieri în urmă cu 2 secunde. Nu trebuie să-l lași 5 secunde ca să fluieri 3. În fine, Franklin. Stop shoot al lui Franklin din fața lui Mladenovic, cu frică, însă a zmucit aruncarea, cum se spune, Franklin, pentru a nu fi căpucit. Ivanovic a revenit pe teren pentru Mediaș. Păcat de pasa spre Cristanovic. Cristanovic, fault ofensiv. Ciburna a stat foarte bine acolo. Pasă bună a lui Mandache, nerecepționată însă de Cristanovic. Iar aici Ciburna stă foarte bine pe loc și cade când simte contactul. 23-22. 3 minute și jumătate până la pauză. Lupus Avei pentru Franklin. Coboară Ciburna. Stefanovic schimbă. Lupus Avei. Pătrunde Franklin. Stefanovic. Maric. 3 la coș. 3 aruncări libere la coș, arată Marius Ciulin. A întins mâna stângă Mandache și l-a lovit peste braț pe Marici. Acesta vrea să încarce pentru aruncare și a făcut aruncarea, așadar vor fi 3 libere. Egalitate la 23, încă o aruncare liberă pentru Marici. Reușită. Dungerski pătrunde, lovește din el, prinde Stefanovic. Franklin se oprește, Stefanovic blochează pentru el. Franklin rămâne cu Cristanovic, aruncă Ciburna de la distanță, ratează. Shalo. Cristanovic pentru Dungerski. Dungerski a lăsat bine pentru Cristanovic, care ratează din nou. Dar scoate fault. I-a scăpat mingea în primă fază. Iar Stefanovic cu spatele a căzut peste Cristanovic. Thank you.
Suporterii orădenilor, veniți în sala de la Mediaș. Două aruncări libere pentru Krstanović, prima marcată. Reușită și cea de-a doua. Pešić, faultat. A făcut pressing la ieșire, mingea a ajuns repede însă la Pešić pe extremă și iată-l trecând frumos printre Shailo și Ivanović și scoțând fault. Ratează cea de-a doua încercare. Zungerski. Ivanović, Pešić lângă el. Fault înainte, spune Marius Iulin. Faultul lui Miloș Pešić. Da, cu mâna dreaptă, cred că l-a ținut, l-a luat în brațe, practic, pe Ivanović. Tudor Dumitrescu repune pentru Krstanović, țibârnă, întinde o mână acolo și Maric interceptează. Franklin anunță Horns, pleacă pe partea lui țibârnă. Pešić face fentă, Ivanović, păcălit de piruetă, Pešić lasă mingea moale pe inel. Două puncte pentru Pešić. Bună soluția. Ivanović. Aruncă Dumitrescu de trei puncte și înscrie Tudor Dumitrescu. Stefanović a venit peste el după aruncare. Iată, l-a luat în brațe și au căzut cei doi. Un minut și 12 secunde din sfertul al doilea, 28-27. O partidă strânsă, așa cum anticipam. Mâine două meciuri din Liga Națională de Basket de la ora 18, CSU Ploiești, BCMU Pitești, partidă urmată de meciul dintre Craiova, ocupanta locului al doilea în acest moment, și BC Mureș.
iată și o bătălie a galeriilor. Atmosferă frumoasă la Mediaș. Face pași pe Jici. Se împiedică și mișcă pivotul. Șaro pentru Dungerski. Dumitrescu coboară în spatele lui Ivanovici. Dungerski pentru Cristanovici. Cristanovici căpăcit de Țibârnă. Șaro. Țibârnă se înalță din nou. Mingea ajunge până la urmă la Lupu Savei. Franklin. Lupu Savei iese la minge. Peșici. Maric vrea să joace 1-1 cu Dungerski. Acum îl are pe Ivanovici în față. Maric pentru Țibârnă. Țibârnă bagă mingea târziu la Peșici. Au trecut cele 24 de secunde din atacul rădenilor. 25 de secunde acum din sfertul al doilea. Și este din nou timeout. Așezăm în zonă, din zonă începem apărarea, după care la primul pick and roll schimbăm absolut de fiecare dată, rămânem în om la om cu switch, iar dacă este posibil, jucăm pick and roll sus, dacă putem să luăm mingea, bineînțeles, în apărare. Să vedem ce va face și Mediașul. Introdus Lilov în acest final de sfert al doilea. Iată în zonă pe Orădeni. Lilov așteaptă să treacă secundele. Lilov, Maric, pătrunde Lilov, se duce până în coș. Franklin aruncă pe 5 de 3 puncte. A fost în timpul regulamentar această aruncare, dar prea scurtă. Se termină așadar sfertul al doilea cu acest ultim coș al lui Lilov, proaspăt introdus pe teren. 28 la 29 și noi revenim în transmisiune directă după aproximativ 14 minute. 30 la 27, mă scuzați, punctele, bineînțeles, sunt ale lui Lilov.